Salutare lume, bine ați revenit la un nou video cu comic books, comicsurile primite la precomandă, serii noi, one-shot-uri, numere mai vechi din Spider-Man, Transformers, o să le vedeți pe toate pe rând, dar și serii ongoing. Dacă vreți să vedeți ce serie am primit la precomenzi, urmăriți în continuare acest videoclip. Na bun, să începem cu prima serie, un Fairy Tale team-up de la Zenescope, Robin Hood, Van Helsing, ca de obicei cu o copertă de asta destul de faină, și o poveste horror, ca de obicei, cum sunt toate seriile de la ei. Așa, ceva statuete faine. Și prețurile sunt faine la ele. Așa, cum ziceam, Robin Hood, Val Helsing, numărul 1, de fapt one shot, încă un one shot, de data asta Teenage Mutant Ninja Turtles, Usagi Yojimbo, o combinație de ninja cu ninja. Un one-shot care face parte din seria cu Saturday Morning Adventures, scos deja câteva one-shot-uri, serie destul de faină și a ajuns deja la numărul 14, o să-l vedeți și pe la mai încolo un pic. Așa. Un Hellwitch, destul de grosuț, de la Coffin Comics, Beechcraft, Command Edition, pentru adulți, iar o serie de aia mai horror, mai pentru adulți, așa, pentru revista asta iar o să mă amendeze YouTube-ul, dar nu contează. Deci Coffin Comics, Hellwitch, Superverse, Antarctic Press, numărul 1 din 5, Niobe Outbreak, cu o serie nouă, supereroi, super eroine. Destul de interesant. Așa. Avem un Free Comic Book Day Energon Universe numărul 1 2024 Special. O serie lansată pentru, de fapt o revistă lansată pentru Free Comic Book Day cu transformatorii. Da, destul de interesant. Nu urmăresc seria asta, dar am zis să cer să iau cât mai multe reviste de la Free Comic Book Day. Așa. De la Boom Studio, The World of James Tinian. Presupun că prezintă mai multe povești, da, Something is Killing the Children, Memetic și The Woods. Dar are destul de multe serii faine și nu numai la Boom Studio. Wind. Cred că am ratat o poveste. Da, astea sunt interesante, așa că îți dă un preview la seria respectivă despre ce e vorba. Da, bun. Următoarea. Voi trece la aceste reviste mai vechi,
cred că am spus în intro că e Spider-Man, dar de fapt e ceva Ghost Rider. A, să vedem acum. Ghost Rider Blaze, Spirit of Vengeance, numărul 5 din 92. Stilul ăsta clasic de artwork din anii 90. Hero Quest. O reclamă la Hero Quest. Candyman. Uai, ați văzut filmul ăsta? Ăsta a fost cam horror în perioada aia. Așa, un Venom. Da, destul de interesant. Cred că e ceva serie limitată. Așa am impresia. Bun. Transformers, numărul 29. Asta e tot de prin 90. Sau nu, din 87. Da, se vede pe el. Se vede că e mai un pic mai veche revista. Da, arată destul de bine. Mai evident nu se pot nici astea păstra 100 de ani cu foaia albă. Numai dacă le ții în ermetic. Da, destul de fain. Reclamă la un laser tag numărul 30. Un King Kong sau nu știu ce ăla, Black Rock. Tot din 87 și revista asta. O reclamă la Oreo cu Mickey Mouse. Da, interesante revistele astea. Și destul de multe. Și asta am impresia că e al doilea volum. Poate că greșesc. Deși cred că primul a apărut ca serie limitată, numai 6 numere. Așa. Continuăm cu Transformerii, Transformatorii, numărul 32. Pare că numărul 31 nu a fost, de noi pe aici. Da, super fain artwork-ul ăsta. Așa, old school. Și plus că mai vezi și reclamele astea vechi. Asta tot din 87, cred că, da, cred că toate din 87. Da, chiar arată super bine întreținută revista. Așa, nunta lui Spider-Man. Nu știu care dintre ele, că au avut destule. Transformers, numărul 33. Man of Iron. Pare că Transformers și călătoresc în trecut sau ceva de genul. Nu știu ce să știa Zitles. Da, destul de fain așa. Vezi artwork-ul ăsta vechi. Și ultimul Transformers, numărul 34. Pare că e continuarea la Man of Iron. Da.
cred că la IDV e licența cu ei. Așa am impresia. Ceva role-playing game. Destul de faină și coperta și are culorile astea faine, nu știu cât de bine să văd pe cameră, dar sunt păstrate ok culorile la toate. Iar acum voi continua cu seriile ongoing. Voi începe cu acest Walking Dead Deluxe numărul 90, încet încet mă apropii de 100 cu seria. Ideal ar fi fost să am seria originală, dar primul număr e foarte scump. Așa, mai am câteva din ele în format al negru, dar nu foarte multe și și alea sunt tot reprinturi. Walking Dead Deluxe, numărul 91. Variant cover-ul. Așa, Testosele Ninja, Saturday Morning Adventures, seria de care vă ziceam că face parte one-shot-ul de pe la începutul videoclipului. Așa un pic mai targetată pentru copii. Se vede și după modul în care sunt desenate personajele. Cam singurul DC rătăcit pe aici, Hellblazer, Dead in America, serie limitată, 6, 8 numere, am vrut să zic 6, de asta e numărul 6, cover destul de fain. Elvira, Miss H.P. Lovecraft, numărul 5, ok, cam pe final seria asta. Vampirella Dark Reflections. Într-o vreme le adunam toate cu Vampirella și Red Sonja, dar am renunțat la ele, că erau destul de multe. Oz, Fall of the Emerald City, numărul 3, un cover de la în stilul Zenescope, iar un mix de horror, fantasy, bazme. Cu de toate. Așa, Gun Honey, numărul 1, Collision Course, asta l-am mai arătat și în episodul trecut, dar e comandă nouă, mi-am pus și eu la precomandă seria asta, iar o să-mi iau amende de la YouTube cu videourile astea. Așa. Mi-a venit și numărul 2 și aș vrea să-mi fac roșii de celelalte serii. Asta cred că e volumul 3. Deci Not for Kids. Crashdown, numărul 4, asta nu mai am habar ce îi, nu e a mea, cred că e cam pe final și seria asta. Artwork-ul destul de interesant. Crashdown, What Not Publishing, arată interesant.
The Last Re-Evolution, The Last Ronin Re-Evolution, nu mai știu citi, numărul 2. Astea aici le-au făcut în format mai mare. Te schimbă formatul la seriile astea. Asta, practic, acțiunea se petrece în viitor față de seria cu Țestoasele Ninja, doar una mai trăiește. Asta nici nu mai știu al câtelea volumului. Cred că al treilea au fost și ceva one-shot-uri. Au apărut destul de multe cu The Last Ronin. U versus Bambi, Zenescope. Deci, după copertă, să știți că e Zenescope când vedeți coperți de astea. Iar acțiune, un mix de basme, de povești, de tăte la un loc. Iasă ca o ciorbă de burtă cu de tăte, ca o șaormă cu de tăte. Ai ultimul număr. Așa. Și încet, încet ne apropiem de final. Un roman grafic, Reckless Book, volumul 5, Follow Me Down, Ed Brubaker, Sean Phillips. Practic e ultimul volum din serie, dar se pot citi în stand-alone destul de ok, că am impresia că în seria asta nici personajul principal nu mai e același, deci nu au legătură poveștile între ele, doar personajele, și arată chiar super, super bine. Și cu asta am încheiat seria, care vreau să o închei de ceva timp. Și în luna viitoare mai apare încă un volum de la ei. Sunt curios și de ăla. Așa. Un penthouse, care ăstea încă nu știu cum arată. Nu s-a mele. Dar nu-l desfac. Las să se bucure de desfăcuta cuiui. Și ultima revistă, Judge Dredd Magazine, numărul 469. Din nou, mai mulți artiști, mai multe povești, mai mulți autori, stiluri diferite, deci chiar super faină. Poveștile se întind pe mai multe numere. Adică depinde de poveste. Unele pot fi chiar pe un număr. Dar în general sunt împărțite pe mai multe părți. Chiar super bine arată. Astea sunt interviuri. Așa. Cam acesta a fost videoclipul de azi. Mersi de vizionare și ne revedem în curând cu noi videouri. Salut!